Bună, eu sunt Adela de la Vanilla Moon Books și astăzi o să deschid împreună cu voi o cutie pe care am primit-o de la Kawaii Box. Kawaii Box este un serviciu la care vă puteți abona lunar și ei vă trimit o cutie care conține mai multe produse din cultura kawaii, produse fie japoneze, fie coreene. Cultura kawaii, pentru aceia dintre voi care nu știu, se referă la chestii drăguțe, kawaii însemnând drăguț în limba japoneză. Partea care vă va bucura probabil cel mai mult este faptul că cei de la Kawaii Box o să ofere o cutie uneia dintre voi și în descrierea acestui videoclip aveți un link pentru concursul respectiv. Concursul nu este organizat de mine, ci este organizat de ei pentru voi, abonați Vanilla Moon Books, și câștigătorul va fi ales de către ei, așa că nu voi fi responsabilă de acest lucru, însă doar vă aduc la cunoștință acest fapt. După cum vedeți, cutia mea a ajuns într-o stare destul de dezastruoasă. Mi s-a spus că așa a ajuns în România și cei de la poșta română l-au sigilat cât de cât și au avut grijă să nu se distrugă și mai tare. Sper că tot conținutul cutiei a rămas intact și că nu lipsește ceva. Oricum, din câte știu, cei de la Kawaii Box includ și o listă cu produsele pentru referință și în cazul în care nu te prinzi ce ai primit acolo. Eu sunt super curioasă pentru că aștept cutia asta de o lună și jumătate. Din câte bănuiesc eu, trebuie să fie cutia pe luna decembrie și sunt super, super curioasă ce se află înăuntru. Haideți să vedem! O să încerc să... se desface foarte ușor. Scociul tipic poștei române. Ok. Cutia, după cum vedeți, ar fi trebuit să fie adorabilă. Și este adorabilă. Toate că... Na, ceva s-a întâmplat la transportul internațional. După cum vă dați seama, fiind la începutul ianuarie, a durat o lună să susească... ok, mai are un pic de scotch și pe aici. Este scotch transparent. E super damaged. Nu știu cum să fac să nu... Dar nu cred, nu știu dacă se va mai desface în modul în care trebuia. Și încep să văd chestii dinăuntru și nu prea vreau și nu... Nu aș vrea să tai chestii importante, așa că mai bine desfac pe unde se cere, adică pe unde a fost făcut inițial. Ok, se văd deja niște chestiuțe pe aici. O să încep cu chestia asta de la suprafață, care este un umbreloc. Umbreloc de la Happy A Memories și este un umbreloc cu un mini fluier și două smiley face-uri roz și drăguțe. Cred că chiar o să-l folosesc pentru că umbrelocul meu de la cheie este rupt și nașpa și... Dar, da, asta chiar va fi folosit. Ei, următoarea chestie, cred că sunt niște, un fel de M&M-uri dropsuri cu fructe, something. O să încerc să văd ce gust au. Arată exact ca un M&M sau un Skittles, something. Seamănă oarecum cu un M&M, doar că este mult mai fructat. Sunt chiar bune. Să vedem ce e mai departe. Încep să iasă prea multe chestii deodată. Avem aici un set de... Sunt ca un fel de chestii de făcut cupcakes, fake cupcakes de jucărie. E o pensetă și o chestie foarte gumată. O să trebuiască să citesc pentru că... Da, nu se știe dacă este de jucărie sau chiar va putea fi comestibil, pentru că japonezii au tot felul de chestii de genul ăsta prin care poți să faci propriile tale dulciuri în miniatură și să le mănânci. Avem și penseta și niște farfurii, niște chestii din astea în care se pun cupcakes și niște pahărele de... și un pahar de vin și niște pahărele de cafea, niște chestii sclipicioase. Și niște sticle de vin. Doamne, e super cute, dar nu știu ce o să fac cu chestia asta, dar e super adorabilă. Ok, să vedem ce e mai departe. Avem aici un set de stickere cu Moș Crăciun. E foarte wintery
Și cu ocazia asta sunt sigură că este cutia de Crăciun, adică cutia de decembrie. Și moșii ăștia sunt super adorabili, nu știu pe ce o să-i lipesc, dar sunt super funny. Ok, și mai avem destul de multe produse aici. Cred că am un kit de făcut chestii de mâncare, dar vreau să-l las la final. Am găsit și pamfletul cu ce se află înăuntru. Să vedem, să vedem, să vedem. Oh my god, asta e un fel de pix cu două culori. Că ăsta e negru. Cum funcționează? Ok, e un pix cu două culori. Scrie roșu și albastru, dar cea mai tare chestie e faptul că e cu o văcuță și urechiușele sunt cele care acționează pixul. Și scrie milk și nu știu, mi se pare super drăguț. Pixurile întotdeauna sunt utile. Și cred că am mai văzut ceva de scris aici, dacă nu mă înșel. Dar s-au răsturnat toate pe aici. Oh my god! Oh my god! Nu cred! Sunt niște semne de carte cu pisicuțe. Oh my god, să trebuie să le desfac. Sunt adorabile. Sunt de tipul post-it. Poți să le folosești, gen, să-ți marchezi citate preferate din cărți sau în timp ce înveți. Poți să-ți notezi chestii pe ele. Astea sunt chestia mea preferată de până acum din această cutie. Să vedem ce mai este. Mai sunt câteva mărunțișuri. Hai să scot chestia asta mare. Ok, asta e un set. A fost un pic damaged, dar este un set de tipul Popping Cooking. Și e unul dintre acele seturi de care vă spuneam, în care trebuie să îți faci propriile dulciuri miniaturale și să le mănânci și trebuie să iasă ceva de genul acesta. Pe spate sunt instrucțiunile în japoneză și din acest motiv o să vreau să văd dacă nu cumva găsesc o traducere sau alte persoane care au mâncat acest kit ca să văd exact cum se face și în momentul respectiv o să îl creez și o să vă filmez creația și degustarea. Așa că o să salvez pentru un videoclip ulterior. Ok? Cred că e o chestie pufoasă și mică aici. My god! E o pisicuță! Doamne, cât de drăguță e! E o pisicuță într-o coajă de banană. Tip breloc. How cute is this? Serios! Îmi retrag cuvintele. Asta e chestia mea preferată din cutie de până acum. Oh my god, it's so cute and fluffy. Uitați-vă doar la ea cât e de drăguță. E atât de pufoasă și de simpatică. Aici e și eticheta ei. Nu știu ce scrie, dar o să aflăm. Și după cum vedem, sunt mai multe culori. Ea am numit-o pe cea gălbuie. Și este super drăguță. Ok, nu știu ce ar mai putea fi în cutia asta să mă surprindă mai plăcut. Cred că mai sunt niște mărunțișuri pe aici. Și e aici un set de agrafe de păr și elastice. Sunt un pic cam childish pentru mine, dar poate o să le găsesc vreo utilitate. Nu mai port chestii din astea din clasele 1-4, dar sunt super drăguțe. O să vedem la ce le voi folosi. Și nici nu știam că se mai folosesc elastice de genul acesta de păr, dar sunt super drăguțe. Un curcubeu pe care scrie Love You și la fel scrie și pe grafe. Nu știu dacă o să le folosesc, probabil că nu. Poate doar dacă o să fac o dată cosplay și o să fac ceva costum drăguț, dar nu. Totul e ok la cultura ca o ei, dar nu mă simt neapărat confortabil să port chestii de genul acesta. Ok? Și această felie groasă de lubeniță, care e de fapt o ascuțitoare și se desface așa. Ok, chestii utile. Chestii chiar utile. Se închide puțin mai greu, dar este super drăguță și utilă. O să o folosesc cu siguranță. Îmi place faptul că este destul de compactă și aș putea să o iau cu mine, deși probabil că nu o să fac asta pentru că e prea adorabilă și nu prea vreau să o pierd. Și cred că mai este doar un item aici. Sau două iteme. Yep.
Se pare că a fost cutia pe noiembrie, de fapt, și a durat 2 luni să o primesc. Și ultimul item este chestia asta, de care nu-mi dau seama ce e, de fapt. E ceva de scris, cred. E o cumă de șters. În culoare pastelată, de tipul creion. Foarte utilă, din nou. Așa arată cuma. Se apasă și iese cuma. Ok, și ca să recapitulăm ce a fost în luna noiembrie în Kawaii Box. Avem Kawaii Christmas stickers, check, DIY Korean cupcake set. Asta a fost chestia asta. Avem Happy Whistle keychain, Harajuku hair accessories, check, cutie milk to color pen. Am avut Peep Out animal stick markers. Da, o chestia cu pisicile. Banania plush charm. Aici Fruit Shaped Sharpener avem, Pastel Eraser Pen avem, Meiji Mini Candy Box este și Crazy Popping Cooking DIY Pudding Flan Parfait Kit, pe care din nou îl avem. Deci se pare că a fost totul ok și nu mi-a lipsit nimic din cutie. Sper că v-a făcut plăcere să vă uitați la acest unboxing. E o cutie super drăguță și dacă vă place ideea, vă puteți înscrie pentru lunile următoare. Mie mi se pare super drăguț să primești cadou surprize de genul acesta prin poștă. E un cadou pentru tine și nu știi în același timp la ce să te aștepți, deci este și o surpriză. Sau în cazul în care sunteți norocoși, puteți să câștigați o cutie de la Kawaii Box. Linkul concursului este, din nou vă reamintesc, în descriere. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați la canalul Vanilla Moonbox pentru a fi la curent cu noile mele videoclipuri și în secțiunea de comentarii vă invit să-mi spuneți care a fost lucrul vostru preferat din această cutie. Până data viitoare, v-am pupat! Read on! Bye!